Cu o întârziere de trei ani, parkingul Negoiu din cartierul Clujan-Mănăștur a devenit operațional. Anunțul a fost făcut astăzi de primarul Emil Boc. Parkingul Negoiu este finalizat, avem autorizație, ISU a fost predat la serviciul parcării, cetățenii au fost informați. De mâine, 14 iunie, se pot ridica abonamentele de la ghișeile primăriei pentru cei care sunt eligibili. Mă refer la cei 375 de beneficiari ai locurilor de parcare de la parkingul Negoiu. De ieri, parkingul este folosit de către cei care au avut garaje, ei au fost primii care au primit abonamente pentru că au fost foarte ușor de repartizat. Așa a fost decizia primăriei, a declarat edilul Clujului. Lucrările la parking au fost încheiate în decembrie 2017, dar obiectivul nu a putut fi dat în folosință atunci din cauza că lipsea un aviz de la pompieri. Construcția parkingului de pe strada Negoi a început în anul 2013 și trebuia să fie gata în anul 2015.